Constanța a intrat în scenariul roșu după ce în acest weekend rata infectărilor a depășit 3 la 1000 de locuitori. Certificatul COVID devine astfel obligatoriu pentru accesul în restaurante, săli de spectacole, cinematografe, evenimente publice și private. Primim detalii de la prefectul județului Constanța, Silviu Coșa. După cum a spus chiar dumneavoastră, de astăzi prezentarea certificatului verzi la intrarea în restaurante, baruri, precum și la participarea la anumite categorii de evenimente, inclusiv cele private de tipul nunți, botezuri, dar și manifestările sportive sau manifestările instituțiilor de spectacole sau concerte, toate presupun prezentarea la intrarea certificatelor verzi, certificate care să ateste fie vaccinarea, fie trecerea prin boală, fie existența unui test COVID negativ în ultimele 48 sau 72 de ore. Dacă vă referiți la rata de incidență, la nivelul municipiului suntem peste 3 la 1000, 3,7. La nivelul județului suntem încadrați în pragul de peste 2 la 1000. În ceea ce privește situația unităților medicale, acestea dispun de paturi COVID, atât paturi simple, cât și paturi de terapie intensivă. Din cele 48 de paturi de terapie intensivă, în această dimineață erau libere 10. Recomandarea principală este aceeași de la începutul anului, vaccinați-vă, pentru că asta vă ține departe de boală și de spitale. Și, bineînțeles, aplicați un minim de măsuri de protecție, mă refer la igienizare, purtarea măștii în spațiile aglomerate, în special în spațiile închise. Lumea s-a vaccinat în permanență, au fost undeva la 500-600 de persoane pe zi în curs săptămânii, 300 pe weekend, odată cu avansul pe care l-a registrat rata de incidență din valul 4, numărul persoanelor a crescut cu undeva la 20-30%, ajungând până la 700-800 de persoane zilnic care doresc să se vaccineze. Este o veste bună. O veste bună ar fi și mai bună, ar fi ca populația să dorească în același număr ca în primăvară să vaccineze, vorbesc de câteva mii de persoane pe zi la nivelul județului Constanța, astfel încât să ne întoarcem la stare de normalitate, să nu acoperim această normalitate cu certificate verzi.